Într-o primă partidă oficială jucată în acest an pe stadionul Nicolae Dobrin, Steaua nu a reușit decât un rezultat egal, 1-1 cu CSMS Iași. Oaspeții au condus cu 1-0 prin reușita lui Golubovici din prima repriză, egalarea fiind reușită de Stanciu la prima fază a reprizei secunde. Teliștii au arătat în această evoluție că nu parcurg o perioadă fastă, iar oaspeții au ratat intrarea în play-off. Din nou am pierdut puncte importante. Sper că aceste puncte să nu fie un impediment pentru noi de a câștiga campionatul. Sper ca echipa să-și revină după aceste două meciuri. Urmează o perioadă foarte grea, perioadă unde vom întâlni echipe bune, dar în același timp nu am emoții. Cred eu că la aceste meciuri jucătorii vor juca altfel. Sper să ne revenim repede după acest meci și să încercăm să facem un meci bun în cupă și, bineînțeles, ceea ce ne interesează pe noi cel mai mult, să câștigăm campionatul. Fericit de băieții că am făcut un meci foarte bun. Peccato că nu am castigat un meci. A fost un meci echilibrat, unde noi în prima ripresă am făcut gol, am mers 1-0. În ripresa a doua, echipa a dormit 2 minute, am pres un gol de copilărie, peccato pentru asta, dar am încercat fino la termenul de meci de castigare meci. Steaua București ocupa acum locul 4 în clasament, având 44 de puncte, însă ierarhia va fi clarificată în această seară după terminarea partidei Viitorul Pandurii. Pentru primele 6 clasate urmează play-off-ul, iar pentru celelalte rămase play-out-ul.